Pentru că atunci când ți se deschide o rană descoperită de Duhul Sfânt, rană din viața ta, El nu o lasă deschisă. După ce pune vin, nu ca să-l bei, da? Aveți grijă care mai aveți de abigeane cu vin pe acasă. Trebuie să le aruncați pe canalizare azi. N-ați zis amin. Nu mai beau că e rămătoare capul. Doamne ajută. Sau li frică. Atunci când beau, parcă intră mine dracu. Îți dă o posibilități, da? Dar cum stați cu berea fără alcool? Trăiască berea în care n-am născut. Aici e cam periculos. Primesc la conferințe de tineret bilete, de ce e păcat? Berea fără alcool. Eu vă spun că e păcat, sigur. Trăiască berea, că tare mi-a durut. Nu intrăm acum în detalii, dar dacă aveți careva prin frigidere, trebuie să faceți curățenie azi. Nu mai beau că mă află muierea. Să nu vă puneți la masă până nu faceți curățenie, zice Duhul Sfânt. Amin? Ajută, Doamne. Amin? Doamne ajută, să știți că și la mediaș berea fără alcool e păcat. Și iară am să dorm cu găina. Să fie foarte clar lucrul ăsta.